Dacă vă mai citesc, noroc că nu prea, eu personal nu apreciez foarte mult prognozele, nu prea apreciez prognozele uh, Fondului Monetar Internațional, nu le apreciez, task am formulat greșit. Uh, nu, nu mă iau. Eu dacă văd o prognoză, Fondul Monetar Internațional prognozează și completați pe linia punctată, nu s-ar entuziast să zic, ca și cum ar scrie în Biblie. Știi ca și cum ar veni Dumnezeu Tatăl și ar zice, notează pe tăbliță ce spun. Nu. Adică, nu iau chiar așa. Cred că asta n-am uitat, o să o pun pe, superba, pe superbul Platoaș, dar intrăm și vă spun, este pe euronews.com. Deci, este știre de pe euronews.com, este prognoza Fondului Monetar Internațional. Noi suntem familiarizați cu Fondul Monetar Internațional, imediat vă citesc. Deci, avem în felul următor: Euronews. IMF, ăsta, Fondul Monetar Internațional, Um, improves economic. Stai că îți dau acum, Călin, că poate îl, dai, îl reușești totuși și am uitat eu să-l pun pe. Ți-l dau pe grup acum. Improves. Asta ce înseamnă? Improves înseamnă îmbunătățește. Îmbunătățește prognoza, forecast, prognoza. Pentru eurozonă deci pentru zona euro, zice că e, o să fie totuși bine, nu o să fie rău. De-aia vă spun, eu cred că o să fie foarte rău și atunci. Da, eu nu sunt foarte entuziastă. Doar vă citesc ce spune Fondul Monetar Internațional și vă citesc de pe Euronews. Deci, Fondul Monetar Internațional îmbunătățește prognoza economică pentru zona euro, ok, și, și despre energia, uh, criza energiei uh, rusești și război. În ce sens? Și avem în felul următor, aici, undeva în cuprinsul articolului, ne spune că prognoza lor pentru anul viitor, uite, Rusia, Rusia, dacă putem, uh, ai făcut prin scris sau putem intra? ca să vedem. Putem intra? Deci, scrie așa. Da, 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 frumos, da, frumos, da, frumos, hai să vedeți că este ceva. Am zis să vă arăt. Vreți să vă feresc de prognoza Fondului Monetar Internațional menționată de Euronews? De ce aș face asta? Că că vrem să fim informați. Da, da, hai, atenție. Ce scrie aici? Scrie ceva îngrozitor. Russia to grow. Cum? To grow, să crească slowly, în pofida sancțiunilor. Cum? Zice, pentru economia globală, prognoza Fondului Monetar Internațional prognozează o rată de creștere de 2,9% în 2023 și 3,1% în 2024. După care spune, zice, Rusia a găsit noi clienți în afara vestului pentru a redirecționa trade-ul, deci, mă rog, trade, că nu știu să-i spun altfel, de la țările care o sancționează la țările care nu sancționează. Și atenție, aici pot să mă apropii de, pot să mă apropi de plasmă? Dați și voi de pe așa, mă apropii de plasmă. Uite ce scrie aici. Deci asta mi se pare absolut crâncen, nu se vede? Bun, vă arăt că scrie aici. Zice aici, the steepest improvement, ok, zice este acum, de, în ciuda sancțiunilor vestice, este acum proiectată să crească economia Rusiei cu 0,3% în 2023. O, un salt uriaș față de contracția de minus 2,3% estimată în octombrie. De asta vă zic că adică și estimările lor, observați, ele capătă, adică ei estimau ceva în octombrie și acum estimează exact pe trendul celălalt. Ei estimau ceea ce era intuitiv o scădere evidentă, o, o scădere a economiei Rusiei, acum, tot ei, apreciază o creștere a economiei Rusiei pe baza, mă rog, argumentelor pe care sunt mai multe argumente în afară. de asta că au găsit alte piețe care nu-i sancționează pentru diverse trade-uri pe care le fac. Am zis să vă arăt. Mi s-a părut așa interesant și cumva prefer, eu prefer să știu pe ce lume sunt. Așa sunt eu. Sau mă rog, măcar mă străduiesc, nu că mi-și iese, că nu mi-iese, dar măcar să mă străduiesc.